Rezultat mare pentru Sheriff Tiraspol în primul meci din play-off-ul Ligii Europa contra formației Legia Varșovia. Campioana Moldovei a încheiat la egalitate scor 1-1 și păstrează șanse bune la calificare în grupele Ligii. Finlandezul Kasper Hamailainen a deschis scorul în minutul 75 pentru gazde, după ce câteva minute mai devreme tiraspolenii au înscris și ei, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Totuși, replica moldovenilor nu s-a lăsat mult așteptată. Cyril Baiala a restabilit egalitatea cu 3 minute înainte de fluierul final al partidei. Chesta tam przed bramką Malarza i niestety to jest gol. Baiala wyrównuje na 1-1, 80. Datorită acestei remize, Viespile se mulțumesc la Tiraspol și cu 0-0, rezultat care le permite să acceadă în grupele Ligii Europa după 4 ani de așteptare. Manșa retur dintre Sheriff Tiraspol și vicecampioana Poloniei Legia Varșovia se va juca pe 24 august la Tiraspol.